Salutare prieteni, iarăși eu pe canalul meu. Vreau să vă arăt, au venit la noi în Republica Moldova, au venit frigurile, au venit și o nouă mâncare pentru iepurașii mei. Și pentru a voștri, bineînțeles, tot, pentru cei care doriți. Uitați-vă, bineînțeles, după cum ați văzut, astea sunt crenguțele de brad, crenguțe de pin. Aici eu am numai crenguțe de brad și e o mâncare foarte bună pentru iepuri. Este bogat cu vitamine multe și le ajută la iepuri să-și mai schimbe puțin gustul de mâncare. Pentru că mă gândesc eu zilnic să mănânci numai granule și granule, te saturi. Și bineînțeles le mai dau crenguțe de acație, de salcân, dar le dau acum când au venit frigurile, le dau șase. De ce nu-ți poate bradul de-l dat vara? Pentru că smoala asta care este în lemn nu e chiar bună pentru iepuri, dar iarna e foarte bună pentru ei. Iepurii din câmp, iepurii sălbatici, iarna care sunt prin păduri, marea majoritate mănâncă doar schinii aceștia de brad, de pin, pentru că nu au mari, au mari posibilități să mănânce altceva. Și e ceva natural, e ceva care e un vitamin natural, la fel, după cum am mai spus. Mă repet, de mult n-am făcut video, am emoții. Vreau să vă arăt cum mănâncă ei bradul ăsta. Uitați-vă, aici am niște femele. Am și le dau lora. Să vedeți voi cam cum. Adică eu am să le dau la toți, dar nu am să filmez la toți pentru că nu are rost. Haideți mai încolo. Uitați-vă cum s-au apucat ei să mănânce schinii de brad. Mai e o bucată. Nu le dați câte mult, dați-le așa câte un pic, asta lor le ajunge pe toată, pe o sutcă le ajunge. Se vede? Nu e întuneric. Asta e puțin cam steme, probabil. Și nu, dar vă asigur, le-am mai dat, nu a rămas nimic. Asta e mai îndrăzneață, mănânc fără probleme. Dacă aveți posibilitate, le tăieți fiecare bățișor în parte, îl rupiți și el iau de la coadă și îl mănânc ușor, așa îl mănâncă mai greu pentru că se înghimpă. În rest, vă doresc să aveți iepuri sănătoși. Acum la noi, la Moldova, e minus 12 grade, probabil că a înghețat apa la mine aici deja, da, a înghețat, azi dimineață era minus 9, nu era înghețat, dar ce să facem? Nu știu, nu v-am arătat, am astupat aici sub acoperiș, vedeți, dar nu peste tot, că nu ne-a ajuns scândură, aici tot nu am astupat, aici am astupat, probabil s-a astupat tot, mai câștigam vreun grad, două, dar așa, n-am câștigat, așa, nu m-am pierdut. Însă, în fine, minus 9 grade nu îngheață apa, nu a înghețat, acum e minus 12, a înghețat, dar vreo 2-3 zile o să mănânci frunza de nuc, frunza de brad, sau mai bine spus, nu frunza, dar schinul de brad. Și le mai dau eu, uitați-vă ce le mai dau. Nu aruncați corjele de la banan. Nu aruncați.